Salutare, prieteni! După cum v-am spus că vreau să vă prezint iepurii pe care mai am, am ajuns la Hicol, sau Hicol, cum zic eu, Hicol francez, François, și vreau să vă arăt masculii prima dată și după aia femelele. Am și dat, am și sacrificat și de a zic că m-am cam limitat. Nu mai țin așa mult, am foarte multe boxe goale, în coteț. Nu mai am 4-5 locuri unde aveam în coteț. Nu mai am, pentru că toate s-au scumpit, vânzare nu este, cine vrea să cumpere nu dă banii respectiv. Prețurile la mine au rămas aceeași de acus 3-4 ani și mâncarea s-a scumpit. Dacă un sac era 30 de lei, s-a dublat și acum e 60, ba chiar 65 și în unele locuri mai scump. Și dacă kilogramul la iepure era 30 de lei kilogramul, ar trebui să fie acum 60 de lei. Dar lumea nu dă nici chiar 30 de lei unii. O zis că mai bine se duce la Lidl, Midl, nu știu ce magazine din astea, că acolo găsește mai ieftin și la 20-25. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar vreau să zic că la mine carnea e proaspătă. Deci nu știu cât stă în frigider la Midl, Midl. Așa, să vă răși căței ei tot timpul să joacă, când îmi aud glasul vine pe lângă mine, mă și deranjează de multe ori. Și să vi-l arăt pe Albu, bătrânul, fraț și suror cu el nu mai am, deci e singurul bătrân, restul tineret, parcă ar fi ureaș alb. Cine l-a văzut a spus că nu are cum să fie de Hicol, că e ureaș alb, dar de-aia mi-a plăcut și am vrut să-l țin. A fost el pe alb și frate s-o cu nasul pigmentat și de aceea l-am ținut, că are poziție impunătoare, foarte, foarte frumos. Și atunci m-am dus și cu el pe alb și cu frate s-o pe pigmentat ca și californianul. Așa, un alt alb, ăsta o sărit de la etaj, când i-am scos ăștia de jos să îi pun să fac curățenie, el o sărit de la etaj, aici aveam găleata cu mizerie și o sărit cu lăbuța stângă, nu știu dacă vedeți, o ține puțin în sus și o sărit pe găleată. Acum sper să nu fie nimic grav, ăsta îi fecior din Marona. Și cum o fă la liber, o sărit dincolo în șură, am pus un prag, o sărit dincolo și s-o bătut cu uriașii. Uriașii de Transilvania, ăsta e cel cu care s-o bătut și după cum vedeți, o capsat urechea și nasul. Are o dungă aici la ureche și e mai nărăvaș. Din câte am observat, acum sper să nu fie gravă lăbuța, dacă e gravă va trebui să-l sacrific. Da, așa are poziție impunătoare, din lipsă de spațiu i-am băgat aici, unii o să spună că le strică urechile, că nu știu ce, deci pentru cap de leu și berbec sunt foarte bune cuștile astea, dar și de urgență, de rezervă, zbune, ca să ții tineretul. Așa, a venit și Marona la mâncare, ca să vă arat pe mama lui, dacă tot a venit. Nu Maronul, n-am zis de tine Simba, Marona, iepuroaica. Așa, și din coace, să vi-l arăt pe uriașul de Transilvania cu care s-a bătut
și el are ceva avarie, nu mai știu unde am simțit, la ureche și pe burtă sau aici undeva pe spate, aici, loc capsat, aici se vede. Deci a fost o altercație de, nu știu dacă a durat un minut, că în momentul când i-am auzit, am intervenit. Banditul, tinerei, nărăvaș, și mi-au spart plasa și frate-sul ăsta, frate-sul de Transilvania, mi-a rupt plasa și individul ăsta, uite că nu pot să calc de ei, deși individul ăsta a rupt plasa, acum o să trebuiască să pun grilaj din ăsta de la Trafalet, o să pun unul din ăla și aici. Plasa asta e foarte subțire și nu-i bună. Ce am cumpărat ultima oară e mai groasă și din aia va trebui să pun. Așa, aici am din ADM, Alba din Mica, așa îi zice mama lor, doi iepurași tineri. Aici ai unul din ei și aici ai frate-sau. Ăla cred că e mai mare și ăsta e mai micuț, nu știu exact. Mereți-mă că nu pot să filmez de voi. Aici e și un șparu, care e trei șparu acum. Cușcă, cușcă! Așa, ăsta nu s-a bătut, dar mi-a rupt plasa, banditul. E un iepuroi care ar fi bun de reproducere pentru cei care doresc, dar dacă nu se ivește, am alții și va merge la carcase. Ăsta e tinerel de high call, pigmentat, ca și californianul. Numai după cum știți, până nu dă frigul, e nuanța mai deschisă și năpârlește că plină de păr. Liniște, mă! Liniște! Ăsta e înlocuitorul lui celălalt pigmentat, care era fratele lui Albu, pentru că l-am pierdut de mixomatoză. Și atunci pe ăsta îl țin. Mai am încă unul, o să vi-l arăt și pe ăla. Ăsta e tinerel, frate cu cel de dincoace, de la Alba de Mica. Ăsta cred că e ăla mai micuțul, că unul e mai mare, altul e mai micuț. Nu știu exact cu câtă greutate, dar două fete, doi băieți. Așa. Ăsta e celălalt mascul despre care v-am spus, pigmentat. Și asta e sora sa. Ea e mai grăsuță. Pe când trebuia să o dau la montă, o veni căldura. Și pe vară, pe căldura, am zis că nu le mai dau la montă. Robustă. Am mai dat fice la fratele lui domnul de la care cumpăr granule. Deci domnul care, de la care cumpăr granule pentru iepuri, are un frate și fratele lui a achiziționat iepuroaice de la mine, suror cu asta. Pe una am înțeles că o dat-o la montă, pe cealaltă nu, sau nu a stat la iepuroi, nu mai știu. Așa, ăsta e un iepuroi tânăr, frumos, cum ar veni de rezervă, numărul 2. O să vă arăt pe mama lor. Aici e și mama lor. O rămas singură. Am mai avut încă două iepuroice, fete, și le-am dat la Ghiță Ciobanu. Au zis că îi trebuie iepuroică și am zis că no, nu știu dacă se pricepe cum dă la montă, nu știu ce, și dacă stau împreună, în momentul când se călărește una pe alta, își dă seama că îi în căldur și atunci poate să o dea la iepuroi și după o zi, două, ar trebui să intre și cealaltă în călduri, în cel mult 4 zile.
ca să zic așa, după ce intră una, intră și cealaltă în călduri și așa, așa ar putea da seama. Deci e mai ușor să lucrați cu două surori, că vedeți când se călăresc și atunci se pot da la montă. Asta e o iepuraică mai nărăvașă, cum ar veni. Asta e raza soarelui. Dar e mamă bună și grijulie. Deci e nărăvașă, dar pot să lucrez cu ea. Deci vedeți că pot să pun mâna mări, așa cumva că mă amenință să am grijă, dar nu sare să mă muște. De aceea vă zic că diferența, trebuie să cunoașteți iepurii, să vii, cunoașteți fiecare cu ce are în gospodărie și așa să pună mâna și să aibă grijă cum lucrează. Cei care te zgârie, te mușcă, cu aia nu putem să lucrăm. Nu se elimină imediat, ci după prima fătare. Deci dați la montă și după prima fătare, puișorii ar trebui să sară deasupra pe mama lor și ea se obișnuiește cu atingerile. Și dacă și după ce înțărcați puii, tot e nărăvașă și vă zgârie, vă mușcă, atunci se sacrifică. Nu se poate lucra. Dar după cum vedeți, cu asta se poate lucra. Are sunetul ei, raza soarelui aici pe nas. De ce nu este rasă, hicolul, este hibrid? Pentru că nu e ceva definit. Majoritatea se uită la cei standard. Asta nu e standard, nici fiică sa. Standard e acolo aia albă. O să vă arăt imediat. Asta e cea standard, vedeți cum se ghemuiește. Dar e foarte lungană și ficele, astea sunt două fice. Hai, lungește-te un pic să te vedem cât de mare ești. Așa. Asta știe lumea de iepurele Hicol standard. Dar ăia pigmentat s-au făcut după californian, pentru că este un hibrid. De-aia nu-i definit. Aici am două fetițe, aștia au făcut împreună cu mama lor mixomatoză, o variantă mai ieftină, cum zic eu, ușoară. Și cum au avut bube, le-au căzut și mai au așa ciupitură pe ureche. Asta e un pic mai mult. Deci la fiecare cum a fost de gravă buba. Na, astea sunt două fetițe din ea. Pe mama ei nu o mai am. Dacă țineți minte, atunci când au paralizat, au venit iepuroii, nu iepuroii, motanii, s-au bătut aici, au făcut gălăgie, urât, și în secunda 2 de spaimă au paralizat de picioarele din spate. Deși lucrurile astea se întâmplă. Așa, deci sunt aștia două. Aici la liber mai am trei fetițe albe din Marona. Aici e o altă iepuraică, fata lui Samurai. Nici nu se vede care e mama și care sunt copiii. Aici așa stă ascunsă. Pe Samurai nu mai am. Dar asta e fiica ei. O făcut mixomatoză și și-o revenit. Și după ce și-o revenit am dat-o la montă și uitați aici 5 iepuraș. Se pot sacrifica. Oh. Greutate bună. Nu știu dacă se observă pe filmare. Uite-mă, urmele de la mixomatoză. Vedeți? Repercusiunile. Deci se vede gâlme, bubițe, dar nu mai face mixomatoză. Deci e o iepuraică bună de lucru. Cum vreau să țin tineret,
Fata lui Maronă, nu știu dacă ați văzut-o pe aia, fluturică și ceva albe, și asta ar fi disponibilă dacă o dorește cineva, numai 100 de lei cer pe ea. Deci e bună de reproducere, o făcut mixomatoză, deci are imunitate, dar vreau să bag tineret. Ăștia-i sacrific, nu-i țin, ăștia-s de sacrificat, dar iepuraica e bună de reproducere. Aici o avem pe Marona și pe fiica sa, cea mare, neagră. Asta n-am dat-o încă niciodată la montă și o făcut gușă și va trebui să o dau acum în toamna asta, să vedem ce pui, pentru că e mult mai mare ca și maica sa. Și o să vreau și pe asta să încerc și vreau să o dau cu iepuroiul ăla pigmentat, ca și californianul. Acum să curăță. Și să văd dacă ies ceva cu guler, negru cu guler alb sau pestriț, ceva, din cauza că masculul e pigmentat. Aici avem un iepuroi tânăr și el un an. Îi fecior din alba cea bătrână, F1 l-am denumit, și ăsta de aici de sus, cred că o să zic F16, dacă își revine și îi bun, că e tare agil, sau virgonț, cum zice ungurul. Și atunci ăsta e F1, pentru cei care știți, pe talpă iute nu-l mai am. Și ăsta cumva a rămas în locuitorul lui talpă iute. Seamănă cu talpă iute la caracter, dar era mai cu minte, să zic așa. Talpă iute, dacă punea mâna, stătea așa să-l mângâie, ăsta se retrage. Avea capul mai lat. Talpă iute, ăsta e varianta aia standard, cu capul mic, îngust, hicol standard. Dar eu încerc să mă duc pe ăștia cu capul mai lat. Și dacă găsesc ceva cu capul mai lat, ăia încerc să îi țin. Dar acum ce am și ăsta și tineretul de acolo, îs cu capul îngust. Am intrat în șură. Și aici avem pe alba din Mica și două fetițe. Aștia mi-or evadat, adică au tot dat din picioare. Și asta, cum v-am zis, că dă din picioare și au făcut bătături. Acum sper că s-au liniștit. Și pentru că au dat din picioare și au făcut bătături, o rup plasa, așa cum am pus parchet laminat acolo în spate, ca să nu mai rupă, și astea două ori evadat. Și aici, la liber, am o iepuraică de uriaș de Transilvania și una din ele a avut o altercație. Pe cealaltă n-am văzut-o. Asta arată bine. Dar asta și-a băgat urechea și și-a băgat urechea, s-a dus acolo la mâncare și-a mușcat-o și de nas și de ureche. Dar amândouă îs frumoase. Hai, mămică, la o parte. Și asta e cu minche, dar avea ticul ăsta nervos să dea din picioare. Și din cauza asta, că te tot dat din picioare, o făcut bătătură. Vedeți? La mijlocul tălpii și la călcâi. Așa face bătătură. Și acum suferă repercusiunile.
nu-i dă greutate și pe plasă și pe cușcă cu fânețe și tot fac bătături dacă dau din picioare. Așa. Și aici avem o pereche, un băiat și o fată. Aici am vrut să-i țin de reproducere și pe mamă și pe tată, dar din păcate mixomatoza au făcut ravagii și am pierdut pe amândoi, și mama și tata lor. Și după cum vedeți, au un pigment gri deschis, dar pronunțat. Deci nu-i palul ăla care nu se vede, ci se vede, dar e gri deschis. Și mi-a plăcut pigmentația părinților lor și văd că... Deci au fost înțercați foarte devreme din cauza că a murit mama lor și ăștia au fost doi supraviețuitori, din 5 sau 6, nu mai știu. Ăștia au fost singurii supraviețuitori și am zis că îi țin. Deci părinții foarte frumoși și văd că au transmis la amândoi, și la mascul și la femelă. Ăștia cred că o evadat, 2, 4, 6, 1 o evadat. Și aici mai avem un masculaș tânăr din Iepuraica Hornaru. Asta e plasa aia groasă despre care v-am spus. Și dacă vreau să achiziționez, tot din asta îmi cumpăr, că asta poate să tragă cu dinții, că nu mai rupe. Alea subțire am văzut că trage de două ori cu dinții și o rupe, asta e mai groasă. Deci ăsta e din Iepuraica Hornaru. Iepuraica Hornaru are ceva probleme și va trebui să o sacrific. Și pe el îl voi ține ca amintire. Și Hornaru va fi acum mascul, nu femelă. El are, acum nu știu că nu se vede, dar când va veni frigul, are o steluță cu 5 colțuri. Deci are un colț în sus, al 5-lea colț, și de-aia am zis că vreau să-l păstrez. Și no, să vedem evoluția la iarnă, când va fi frig. Cam atât cu acest video. Vă salut, Ariel și iepurii. La revedere!